Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la 5 minute de sport. Altfel, nu e chiar bun găsit, pentru că discutăm despre unul dintre cei mai mari, ai nu cei mai mari, să nu o forțăm, între cei mai cunoscuți și mai apreciați pentru stilul său, pentru caracterul lui, antrenori din fotbalul italian, Bruno Bolchi. Din păcate, spuneam că nu e o veste prea bună, probabil ați aflat, s-a stins la 82 de ani. Bă, dar ce opriceni e așa de șmecher ăsta, că nu e precum ăștia de care am auzit noi, corect? În primul rând, v-ați dat seama despre vârstă, 82 de primăveri, născut undeva în 1940. Este important și o să vă spun imediat de ce. A început să joace fotbal la Inter la 18 ani, pasionat de mic de sportul acesta. Apoi în 3 ani de zile, deci undeva la 21 de ani, el era capitanul echipei celor de la Inter. A mai jucat la Verona, la Atalanta, la Torino. S-a retras undeva în sezonul 1970-1971, măcinat oarecum de accidentări. Avea niște dureri la doar 30 de ani pentru a se apuca de cariera de antrenor. O carieră întinsă, nu cu echipe neapărat mari de valoare, a fost la niște echipe mai mititele, dar înainte de a se retrage, și aici este despre ceea ce vrem să vorbim, foarte mulți dintre voi ați colecționat Panini. Surprize, cartonașe, cum vreți să le spunem, apțipilduri și așa mai departe, acele cartonașe senzaționale, de le luam, de le desfăceam și le lipeam apoi noi pe... Am făcut mulți dintre noi acest. Ei bine, Bruno Bolchi, dragi prieteni, decedat, așa cum vă spuneam, luptă cu o boală cruntă la un spital din Florența. Din păcate, organismul lui, spuneam, 82 de primăveri, a cedat și nu s-a mai putut face nimic. Dar, și aici măcar așa, să ne gândim o secundă la memoria, sau să ne gândim pentru sufletul său, este primul jucător din istoria omenirii, nu italian, din istorie, din toate timpurile, care a apărut pe un cartonaș Panini. 1961 se întâmplă asta, la 21 de ani. Eu zic că măcar așa, un gând bun în memoria celui care a fost Bruno Bolchi. Asta pentru pasionații de clasoare, sau cum se cheamă, albumele, celebrele albume Panini. De ajunsesem să mergem câte 3-4 mai încolo și a cartiere, doar ca să fac schimb și să pot să... Ce-ți lipsește, mă? Păi lipsește ăla de acolo. Lucrul acesta s-a dus așa din generație în generație. În 61 ei apucau să facă treaba asta. Am prins-o și noi după Revoluție și nu știu, că nu, să nu zice lumea, băi, faceți reclamă la oamenii. Cred că și în zilele de astăzi mai merge treaba aceasta cu colecția de Panini. Asta este, nu cancanistic, dar dacă vreți așa ceva, un element de culoare. Pe parte sportivă, bine mă pricenești, dar ai venit, nu. Pe parte sportivă, omul, după ce a jucat, că mi-am notat eu pe aici, a mai fost la Cesena, la Lecce, la Catanzaro, Genova, Regina, el a ajuns la Bari. 1983, 1986, ca antrenor, vorbim, bineînțeles, că nu mai avea cum să mai joace la vârsta aceea. Este cunoscut drept băiat, îi se spunea Maciste, pentru că avea așa un trup, da, el Maciste. Este cunoscut pentru miracolul de la Bari, i-a luat pe băieții ăia din serie C1, serie C1, și i-a adus în 2 ani, în 3 anișori, până în serie A. Este cunoscut, așa cum spuneam, miracolul de la Bari. Bă, Nicule, dacă vă întreabă cineva, ce e la un miracolul de la Bari? Răducioiu parcă a jucat acolo, nu? Băi, am auzit la Oprișa, la Unibet, la aia, la 5 minute de sport, altfel că băiatul ăsta care a fost primul în Panini a făcut miracolul de la Bari. Ce înseamnă miracolul de la Bari? I-a luat pe ăia de la amator de acolo, jucau cu bucătar, cu ospătar, și i-a dus în seria. Din păcate, pentru că era echipa mică, lotul nu atât de puternic și mălaiul lipsea, nu a reușit să-i țină în serie A, dar important este că de acolo și-a de jos i-a luat și i-a dus tocmai sus. Acum, am văzut frânturi, că hai să nu ne dăm mari, că domne știam și urmăream pe Bruno Bolchi, nu. Am văzut frânturi dintr-un interviu pe care l-a acordat anul acesta, la începutul anului acesta, în primăvara anului acesta, și spunea că nu înțelege sistemul cu 5 schimbări, înlocuiri. Și reporterul l-a întrebat, stați puțin că m-am pierdut eu aici, cum nu înțelege? Și a zis, nu înțeleg. Pe vremea noastră, ok, toți discută așa pe vremea noastră, începeam 11 la 11, în momentul în care cineva se accidenta și rămânea în 10, antrenorul trebuia să, pentru că nu existau schimbările acestea, antrenorul trebuia să fie atât de șmecher încât să știe să le comunice jucătorilor să își dozeze efortul până la finalul meciului, da? Pentru că nu se puteau face acestea. A zis, terminați-mă cu prostiile astea cu 5 schimbări, ce ați făcut voi din fotbalul acesta. Un antrenor de școală veche, și aici nu e chiar o sintagmă, nu e o limbă de lemn, chiar e antrenor de școală veche,
Omul spunea că pe vremea aia noi ne trebuia să ne dozăm efortul, nu să facem șluierăm, hai să mă înlocuim jumătate din echipă. Bruno Bolchi, ceea ce avem de reținut, Bruno Bolchi, primul jucător de pe cartonașele acelea faimoase pe care le lipeam și le lipeam apoi în clasor, s-a stins la 82 de ani, cum spuneam, într-un spital din Florența. Dumnezeu să-l ierte, nu vrem să cădem în butoiul cu melancolie, pentru că omul a fost tot timpul un tip jovial, pentru că de asta l-au și iubit italienii, jovial, carismatic și antrenor, nu a fost acolo la echipele de top, dar și-a văzut treaba peste tot pe unde a antrenat. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, molto grazie și signore Bolchi. 5 minute de, mai multe un picuț, 5 minute de sport altfel, mii de mulțumiri, toate cele bune, numai bine!